Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Vă sfătuim să evitați drumurile cu mașina. Există pericolul să faceți un accident de circulație. Oricum fiți mai prudent decât de obicei în privința afacerilor. Ar fi bine însă să nu riscați nimic și să evitați speculațiile. Scorpion. S-ar putea să fiți tensionat și irascibil din cauza sarcinilor de serviciu. Aveți mult de lucru și vă enervează că nu vă sprijină nimeni. Aveți grijă să nu faceți afirmații pe care le puteți regreta mai târziu. Săgetător. S-ar putea să aveți o controversă cu șeful direct și să reacționați impulsiv. Vă sfătuim să fiți prudent, ar fi bine să vă odihniți mai mult, sunteți la un pas de extenuare. Vărsător. O dispută cu șefii s-ar putea să se soldeze cu anularea unei delegații în care trebuia să plecați zilele acestea. Din cauza oboselii s-ar putea să resimțiți o stare accentuată de tensiune. Pești. Vă irită problemele care apar din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Nu refuzați comunicarea, sunt șanse să ajungeți la un punct de vedere comun. Ar fi bine să ascultați sfaturile celorlalți și să fiți mai maleabili. Acestea au fost previziunile astrale pentru miercuri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!